Doamna Ludmila, bine v-am găsit și mulțumesc că ați fost de acord că astăzi să vă povestiți istoria dumneavoastră de viață. Vreau să vă întreb, la ce vârstă dumneavoastră v-ați maritat, v-ați căsătorit? La 21 de ani m-am maritat și la 22 de ani am născut cu Da Dar cum ați făcut cunoștință cu soțul? Cum? Lucram la căsăul la Căușăni și... În construcții? La construcții, da mă văz un miram tineric frumos, că și mi-a plăcut de, de mine și mă rog, eu fuziem de dânsul, dar el tot îmi pe mine, eu fuziem. el tot era drag de mine, dar eu nu vreau să trăiesc cu dânsul. Dar de ce? Nu știu, parcă deodată nu nu plăcea și nu, nu și așa, cu deasâla parcă m-am nu știu, de ce, parcă, parc m-a tumănit, nu știu cum. Dar el ce vârstă avea? El din Doi ani mai mari decât mine, din 67. El avea 23 de ani. Da. Dar el de unde era? Din, din Raionul Ungheni. Din Raionul Ungheni. și el tot lucra la, la nu. construcții? Nu. El mai mult stătea la fratele lui din Grigorica. Și... Dar cu ce se ocupa el atunci? Atunci mai mult pe tractor lucra. O m am scut o urcat și în sat, la dânsul, cu un tractor la mânghieni. Dar din ce familie el strage, doamna la. Familia Bârcă, tata lui... Erau este... oameni gospodari sau erau așa? Erau de... foarte circuți, foarte... Ca moșnezi, ca bătrânitele, Adică baba, mama Alina, asta, Ana, și tata era Stepan, al chema. Și dar părinții lui nu se băteau, nu beau, erau nu, -au liniștiți în să sat. observa că ei mult... N-am trecut în și mult... Nu am zile cam așa... Tata a murit din socru. Socru. Și apoi mama socra mi-a murit, pe urmă ei au murit. Dar ei, socrii dumneavoastră, cum vă au primit la dânsi în familie? Ei m-au primit ca o Noră, ca o fată a lor, ca cum așa. Și Ați fost dorită? Nu, a plăcut, eu am fost dorită, dar mi-a plăcut de, 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 mine, da, eu parcă fugiem, nu vroiem, dar m o chemat ca buto, să ne ducem la o soră de la o vadere, la o nuntă, să ne ducem, la o, o nepoată de-a lui și m am ne, -a, ne -a amăzit că tipul la nuntă ne ducem. Când acasă, zăta, m-a furat m, -a, m, -a, m, -a, m -a acasă la părinții lui. a fost la mireasă. mireasă, da. Trebuie eu ca moșnierii, ca... ca Dar dai. el mai avea, mai avea frați și surori. Da, ei, el ia șaptelea în casă. Dar dumneavoastră din ce familie vă trageți? Din uh, familia Țăpșel, uh, botul meu a fost uh, spadoșic, a fost om... Părinții fost... dumneavoastră erau Văzuți în sat? Da, se da, înțelegeau? Da, 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 Aici în sat, în Popeasca? Da, da. Aici în sat, în Popeasca, mama din uh, 47, tata din 41, uh, tata o decedat. Și mama dumneavoastră? Mama tot? trăiește, se chime la patre de bolnavă. E în viață încă? E în viață încă. Da, unde trăiește? Trăiește în sat cu un frate de mine. Mai Și el are grijă de dânsul? Da, el are grijă Doamna Lăgmila, să înțeleg că la voi așa de repede au devenit familie pentru că la 21 v-ați măritat, la 22 ați rămas însărcinată. Așa s-a pornit. Dar unde ați început să locuiți? La dâns sau la dumneavoastră? Am locuit în Caușeni. După asta am locuit în Unghenea. Am locuit. Um... Încă și merge războiul, mă scata atunci foarte mult uh, sti, Confl eu. Conflictul din Transnistria. Da, da, da. 92 fost război, atunci, 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 eu, a fost războiul atunci, a tare fui eu, tot ca și în control. și acum ați ajuns aici, la, în, în, casa asta în care stăm noi acum? Of, și viața mă, uite, uit, -o? Am trăit uh, la coșe, după ce m-am la Ungheni. Cam m-a să mai, o, o, -o războiul. Am găsit, am mai aminte, e, eram la Rodom, a născut-o pe Mariana, merge războiul, atunci mergeau tancul, aduce răniței. Din foarte mulți răniți, dar da, și brumbăntearul pe eu mă, mă temiem, că atare era foarte strașnică. Era o frică să, se să frică mare. aici. Eu vin să mă bag spate și frică îmi atunci. Și el era dus, domnul Valiere Mărcă, soțul dumneavoastră, a dus la Ungheni, a fugit la părinții lui. Să nu-l iei să lupte. Să-l ducă la armată, să-l ducă la război. Ei și părinții lui au fost bolnavi și ei amândoi erau bătrâni cu fai de capul sămani. Și el sunt au întâi război, au venit, m-au văzut, haideam, mă, haidește-mă acasă la cu un o ofseagă. O ofseagă, cum trăim într-o cameră. Nu era de trăit. Trebuie și o cartoa, să ai ușa. Într-un cămin stăteați? Într-un cămin. Acolo la Căușeni? Da, în Căușeni. Și ne-am dus la Unghieni. Am trăit acolo doi ani de târziu, mai mult, doi sau trei ani. La socrii dumneavoastră. Da, da, da. Am început trăi acolo. Un și vaca avem și gite, da avem căsători răți, păsări ca fiecare. Au mm -hmm. părinții lui și el. Bie, facem toane de jin, cam până în de-aia mă nu era. Mai scurt, era foarte... Și după asta s-a trecut aici? M-am mutat în sat, la mine. Am venit aici. Nu putem spăta bieția. Dar cum se comporta el la început cu dumneavoastră? Tot era om ca omul, malatez, mincios, dar pe urmă s-a tămânzit. Dar peste cât timp de, de, la căsătorie, de la nuntă, el a început să vă bată? Cât timp m-a bătut, atunci a... Eu de exemplu, bat... la 21 v-ați măritat da, și, parcă și nici nu cât timp el a început să vă parcă bată. Parcă nici nu mă poate mă, mă bătea, dar eu nu vreau de ce cauz mă bat, pentru ce? Și... Vă amintiți și acum prima bătaie care ați luat tot la dânsul? Of, nu vreau nici atunci adică aminte, tare. Dar e și mod, cum vă bătea doamna Ludmila? Uf, mai culiță, tare greu ne-a fost, tare neajunsuri multe am avut. Tata, de la ce vă bătea? Care erau motivele? Uitați, venea acasă. Da, el poate să acasă, dar te ca om de la lucru, beată. Poți să-l împulpa mult pe dânsul, să-l băieții, drujeaua lui, e ca ta asta, el era mult la, la drujii lui. El avea mult prieteni care el se pot regi la test Păi și asta este un motiv ca să vină să-și bată soția acasă? E ca acasă. așa avea o așa o, o, așa o, o, așa o tortit, că el nu se gândea la viață. Nu se gândea și la vine ea. acasă, doamna da. Lugina, da? Și de la ce să lua el? De la ce vă lua să vă bată? Nu-i plăcea mâncarea sau nu-i plăcea cum-i Era tot mâncare curat? făcută. Fă spălam și-o haină, era haine curată, tot era Să le mare era în casă, spălam cu un, într-o righeană trufile, Nu aveam nici mașină de, de, spălat. de spălat nici, nu ca automat, de aclantă de rucinaia. Nu avem. Și foarte greu ne-a fost, foarte greu. Cu săpun spălam. Nici nu-mi de greu ne-a fost cum să vă spun, nu a fost... Cu și băbătea doamna Ludmila. Pumni, în cap și în cap și pălești, mai păleși, cu cioare, și cu cioare, și, cu cioare, și așa... Și cu cioarele vă bătea? Da, cu cioare. Ați fost bătută și când erați gravidă? Da. Vă da. Vă mai amintiți și acum vreun moment când vine acasă și vă bătea când erați gravidă? Nu vreau nici să aminte, eu vreau tare mult, nu trăiesc, dar eca adică așa au fost, o așa o viață, așa o fost, o anumită... Dar dumneavoastră, l-ați întrebat vreodată, cum îl cheamă pe dânsul? Valer. Măi, Valer, de ce e ca tu mă bați? A doua când el și era treaz deja. Fuge, fuge de acasă. Fuge de cel. De... Era treaz, ieși și fuge. Dar el era violent, vă bătea doar când era beat? Da. Dar când treaz era un om un, normal? Un om um, normal și mai făcea pipi în pat. Nu știu ce să faci, dacă așa a fost viața. Așa... Doamna Lubina, dar câte luni dumneavoastră aveți de, de sarcină și el vă bătea? 8 luni, 7 luni. Am simțit așa o bătaie, și nu m-am așteptat ca așa. Dar cu ce v-a bătut? Ce are Nu știu nici, nu știu nici cauza. Bla, piat, nu, nu dă de seama și făși. Dar poate avea mândri pe undeva și vine acasă și se răzbuna pe dumneavoastră era o persoană care îmi la amândouă și eu și îmi faceau Mă discutau și nu, nu erau nici la o calii. Dar dumneavoastră știați că el are pe, pe altcineva? Nu, nu eu seama. Pe urmă mi-am dat seama. Pe urmă mi-am dat seama eu. Dar cum credeți dumneavoastră, deși el era așa violent? Dacă spuneți că părinții lui erau niște oameni liniștiți. S Simbri, eu da, dar el deși nori... a devenit așa violent, deși era așa? Nu, nu știu, nu vă pot spune, că eu de-am și mai așa, am uitat de un număr instrument ca mine. De tot cu dânsul, treaba lui, cu viața lui, eu am mama și el lui. Şi... Dar după și dumneavoastră ați născut-o, continuați să vă bată? Da. Dar de acasă vă alunga? Erau situații când vă alunga da. din casă? Da, mă alunga. Și unde vă duceați dumneavoastră? Tot am dorit și un poet la vacă, în, în este dornit. Nu mă găsați că mă -ba bată. Ați dormit în Ieslea la vacă? Da. Mă că în Ieslea la vacă, nu am să mă că nu las să mă vadă unde sunt. Și el dorme la căldăță în casă? Da, în casă, cald, la căldăță, și suntem în Ieslea la Da cu fata, cu copilul? Fata și de mici ca nici nu, nu, nu nici câr, nici măr mici nu vă duceți la părinții dumneavoastră să le spuneți? Oh, părinții, ce zic eu? Te-ai mărtat, duci Dar așa am terpit, cât am terpit, așa am mărs înainte. Și, am și cât ați terpit? Cât ați răbdat? Ia că 20 de ani am a Și am... Dar de ce, doamna Ludmila? De ce femeile am... pe atunci și răbdau? Ia că nu știu de ce fiul răbdau. Avem frică mare, avem de dâns. Frică că și ră? mă temem și mă, mă duc să spun la poliție să nu vine acasă, mă tare și mai bată și ia de ce? Dar el și, și vă spunea că dacă o să și duceți la poliție, o să vă bat și mai tare? Da. Corect. Și eu mai tare mă temem și mai, mai frică avem. Așa de frică mare avem că nici nu putem nici... Nu să vă spun, ție din că mă că undeva la cineva ca să fugă. Fugiam și mă ascundem. Dar dumneavoastră trăiesc la, în casa dumneavoastră, în casa bunicilor da, dumneavoastră. Da, asta e casa. Și, și părăriți, deși nu l-ați alugat, și ați dar... răbdat 20 de ani. Am văzut că mi-am luat mâna cu inima în dinți și mi-am făcut așa, în situație ca eu să rămân singuric, cum fac fata asta stăim mai liniștit. Da, da, 20 de ani, nu-s 20 de ani, doamna Am terpit, am terpit atâta. Da, am terpit. nu am terpit, așa am trăit. Dar dumneavoastră, niciodată n-ați încercat să vă apărați, că unele femei așa își iau inima în dinți și îi dau înapoi. Apoi, muia, muia de nu s-a început să hâtrie, a muia s-a început să lumea mai, mai dar atunci nu prea așa lumea. Atunci ea... Dar când el vă bătea, dumneavoastră, nu încercați să vă apărați cumva, să-i dați înapoi? Te dăm înapoi, dar el mai tare, că e bărbat, e Eu suntem ca o femeie moale și nu nu putem să mă bat cu dânsul, să mă Eu eram fricoasă, eu eram foarte fricoasă, că m-am dus la răzvot, chiar și îmi spune și advocată, și ce te ce de tare, ce te ce nu pot înțelege. E ca mă tem, că-l văd în moș, e ca așa, avem așa o frică de... Atâta de multă frică v-a băgat în dumneavoastră. Da, foarte mult frică mi-a băgat, nu putem, avem tremuram când îl Dar dumneavoastră nu vă temească, că o să vă culcați lângă dânsul noaptea, seara, și dimineața... Eu mai nu mă culcam cu dânsul, mă culcam cu fetița, de adorne singură. Numai că nu mă cras, nu, mă sunt de pace, nu mă bată. Dar nu vă temeați că vă culcați și să nu vă mai trezeți? Dimineața să nu vă mai e, trezeți? Ei, o vedem până la dormie și mă culcam și eu. Au văzut că a și culcam și eu cu fetița și avem grijă de fată să aibă liniște, să aibă copilul, și aibă coptelul, să aibă mâncare, să aibă... E ca spuneți și dumneavoastră că acum femeile au altă gândire. Dar de ce înainte femeile răbdau? Nu știu, deși... Era rușinea satului, da, să i faci pe da, de rușine. Corect, corect. Păi ce mă temem? Și o să zic satul. Iaca, iaca, o bată pe iaca, dar nu s-a ușit, ca, ca gani. Știi, mai tine, tășim că e fier. E ca așa, deci chiar pe deci. deși. Zucă. mă nu, nu crezi că de la început ai, ai pășit cu, cu stângul în, relația asta voastră? ma ta spui că nu-l doreai pe dânsul. Ca că nu am putea mă... Răbda. Răbda, știu, parcă poate să mai, da, poți să mai liniști, poți să mai da cu o lume, poți să mai... E cum vă spun, așa s-o viața, nu știți ce să faci. Dar fata dumneavoastră, vedea cum el vă bate? Da, vedea mi Și ce făcea ea? Plânger și e într-un mamă, trebuie să l-am să facem cu ca trei mamă, două, nu ne trebuie nu tata. Mamă, noi mai tare ne distrugem mai tare. Și cu atât am dat la divorț și l-am alungat și am zis, ieși, du-te, du și gata. Dar pe fată el nu bătea? Nu bătea, dar așa cu cuvinte mai Dar cu ce era vinovată? De ce nu? Cu -mătă, mătă, așa cu mătă, așa cu mătă, nu faci, cu mătă, nu-i e... Multe... Doamna e... Lumina, ca să înțeleagă și cei care ne privesc, fica dumneavoastră Mariana s-a născut bolnavă. Da, bolnavă. Ce fă. are ea? Ce are? are? Cum se numește diagnoza, boala Bucă ei? Muca Asta înseamnă că oasele se deformează, da? Deformează oasele foarte tare, la genunchi, la mânotică, la încheieturi, din are puternică. E o cană de -o care nu poate să ne mânuță. E miticuta, avea așa, a, cum, vă spun, deodată merge ce dușie la magazin, a, a, cu, cu copiii, da muncă, gata, început în și mai greu și mai rău și mai rău cu asma și imunitetul slab și are multe probleme. Dumneavoastră spuneați că medicii nu vă explica prea multe de la ce e boala ei, dar dumneavoastră cum credeți, de la ce -i? mai mult de la spaimă, de la bătăi, mai mult că de asta. Credeți că așa sunt născut așa din cauza gândesc, bătăilor pe da, care gândesc, le aveați de da. la soț în timpul sarcinii? Da, mai mult la spaima, de la bătăi, de asta mă gândesc că s-au născut Și de cât timp nu mai sunteți cu soțul? și e... a plecat la În 2010 mi-am spăsat. În 2010? Da, In 2010. Și el unde e am Raionul Ștefan votul satul... Tot aici în Raion? Porcare, da. Aici. Acolo trăiești cu cineva, are altă familie? Are, eu soții, trăiești, familia lui aparte, eu trăiesc aparte. Dar el vine să vă vadă pe dumneavoastră, să vă vadă pe Mariana? Tare rar, nu prea vine. Dar comunicați la telefon? El nu știe că am făcut bai, nu știe că am făcut uh, vreo mai făcut pe schimbări multe la casa asta, foarte multe. Schimbările ca schimbările, dar măcar să vină o să o vadă pe, pe fată nu. că e bolnavă. Nu. Nu vine? Dar de când au plecat, i-au adus măcar vreo 100 de lei? Nici nu i a adus 100 de lei, ori un bomboană, măcar de ziua ei, ca să vii, să-i aducă un cadou că de miter, măcar o bombonică, să o scoate de buzar. Iată-mă, tate, eu vreau, doresc un mult an, an, înainte și bucurii și tate. E ca asta să zică un cuvânt. Nu nici odată I-am zis să vină că e Nu a venit să-l vadă. Dar el copiii nu mai are? N-are copii. Dar dumneavoastră, de ce nu ați mai avut copii? N-am putut să fac așa suprănit, că am rămas numai cu Mariana. Numai cu din sau înainte. Și... și voi din ce vă descurcați acum? Cum descurc eu? Din ce bani? O, pensia ei mi tot la comunări, să le părătim comunări, să și crediturile, că vom credituri creditul am luat în casă, multe obiecte am luat în casă. Că așa e modul că dacă nu ai ca banul ce să faci? 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 Unica șansă îi da. la crediti. Da, da. da. aveți salariu că sunteți asistent personal da. pentru Mariana. Da. Ce salariu aveți? 4.900, dar mult mai departe nu știi cum câte să mai de. Cam am început, am înțeles început, că o să fie redus uh, asistenți personală. Da, aș fi reduce, dacă... 4.900, asta e echivalentul la vreo 250 de euro, ca să înțeleagă și cei care ne privesc. Da, Și da. plus pensia Marianii, cât are Mariana pensie? 2.000. 2.000 de lei, 100 de euro. Da. Și ce faci? La ce vă ajungi? Cum dumneavoastră așa împărțiți banii ca să vă ajungă pe toată luna? cum să împărțim banii, Eu, primul primul pensia, lucru pe care îl, primi, îl faceți. Facem așa, luăm creditul, plătem și cum o așa, le da, de da, reafa, într-o lună frățâmie, altul lună cumpărăm fortan, altul lună nesic și năniem băieți. Și de lei ziua, plătem ca să-mi facă un lucru acasă. Nu mai stat și mută, m-a ajutat băhtiște. M-a ajutat foarte mult, o mi au făcut, o clădit păreții după casă, Zaul la mine fugi, și am în timpul de față, eu n-am dudit, nu l-am mântuit, trebuie de făcut, pus o fereastră, de, pus turnat pe jos, trebuie de făcut podul, am turnat și podul turnat, nu de lucru acolo, n-am făcut. Dar cum de ce ați avea dumneavoastră nevoie? Am nevoie măcar zau, măcar să-l fac, să văd măcar bine variant, de că asta vreau, doresc și acum pe casa vreau, doresc tare mult. Că la Marana în că pe acolo, când plouă tare, tare, curge, ca când plouă tare, tare. Am de să zicem să îi poți să arunci și cu apă ca să nu vii, că, că căpăiește la Mariana în cameră. Vă spun adevărul, uite te vedeți. Mariana, la 31 de ani, are un metru înălțime și 26 de kilograme greutate. Da. Dumneavoastră, mereu sunteți lângă dânsa? Totul rime lângă dânsa, totul rime lângă dânsa. Dar ea acum nu poate po să fac nimica. Nu poate face faci nimica, e fără mine, nu poate faci nimic, nici măcar nu poate face faci, nici o numai eu am gripe tot Doamna Ludmila, dumneavoastră v-ați întrebat vreodată de ce aveți viața asta? N-ați avut noroc de un soț cum scade? Mariana s-a născut bolnavă. V-ați întrebat vreodată de ce aveți viața asta? Așa a fost, că și că așa mergem înainte, cum noi un putem. Dar v-ați gândit și o să fie mai departe cu Mariana. Haideți că acum sunteți în putere, dar pe urmă și o să facă ea singură. Am nepoți. Poate ei o vie, avea grijă de Nu știi că tu și eu în viață. Am nipoțe de aur. Nu știu cât a este, dar e foarte greu, Nu știu cum să vă spun că... Dar dumneavoastră cum vă simțiți? De foc trebuie, știi, una, alta. Eu asta, eu pentru asta, dacă n-am de foc, eu nu știu ce să fac, eu cumpăr și biserici, cărbuni, tăt, tăt, tăt. Când mergeți cateică la cateică, într-un an cumpăr atâta, altul un altceva ceva cumpăr, dar până mai de foc, dar trebuie și îmbrăcăminte, trebuie și mâncare, trebuie și Nu pot numai ca să trăiesc numai cu... Dar dumneavoastră cum vă simțiți? E ureac și eu... Am înțeles că aveți probleme cu picioarele, picioare, spuneți -mi. da. Ciorul în stângă, o și mi s o fugit psica și merg cam... Când ar obosă tare, el mă doare. Dumneavoastră v-ați gândit vreodată că toate greutățile astea care le aveți acum strag la fostul soț? dacă aveți alt bărbat, acum aveți altă viață. N-am. nu nimeni. credeți dumneavoastră. Singur cu Eu fata. înțeleg, dar nu credeți, că, nu credeți că dacă aveați alt bărbat atunci, în tinerieță, acum poate aveți altă viață. Da. Corect. Ce sfat dumneavoastră le dat la femeile care poate acum, din păcate... Doresc femeile ca ele să măsoare de 10 ușa tu stai să găsească așa un, 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 om care nu deodată se dâna, dar se va, tâi, să luci cu dar să vadă din să-l cântărească, să-l vadă și situații. Imagine, și prezintă. Și reprezintă. Dă-i cu deasila să vezi și în răvuri are. Pe urmă de masă uh, mai departe cine el. Dacă da. ați avea dumneavoastră mintea asta, asta de acum, atunci, atunci... atunci, da, corect. Am un, gata, am, un, am, 55 de ani, că am din 1969 născută și și, Mulți ani înainte și multă putere. Și mă arc înainte cum pot și eu, nu de o mâine jos, că mă arc cum... Dar dumneavoastră nu ați mai încercat să vă recăsătoriți? E, aș, aș găsat cu pereche, dacă nu, nu se găsește, nu se... Vă temeți deja? Da, da, corect, mă tem. Prin și trecut, mai bine singură? Da, și mă ajută mult, mă ajută măhăline, mă ajută, mă ajută și prieteni care am Bactești m mă ajut foarte mult. La primărie bravo. sunt sunteți ajutate? Da, mă ajut la primărie. Mă ajut, avem un primar foarte bravo. mi a dat am trecut două cuburi de lemne. Și a primăvară, iar tot, o dată am trecut la o jumătate de sate, tot că urca să dai mai în de ca să, să munte cum să dai mm -hmm. două coburi. Și am avut patru cuburi de lemne, am avut de toamnă și de a primăvară și am luat uh, niște 20 sali de bilitet și cine să aibă cărbune așa am luat, și, și mă zănim domnului, ne scurim câte lea, ce Doamna Ludmila, oamenii care ne privesc acum și poate vor vrea să vă întind o mână de ajutor, cum poți să vă găsească un număr de telefon ca să ia direct legătura cu dumneavoastră? Ne spuneți un număr de telefon? 060 34 8823. Eu vă asta să din... eu, mama lui Mariana, dacă, care și cum își poate, care, nu dorești doresc, spui, care și cum dorești, dorește, care și cum poate. Și, Pentru dumneavoastră, cu prioritate, este ca să vă faci camera cealaltă. Da, ca da? să-i fac camera și eu să ne acoper casa. Cu cât de puțin, nu nu doresc mai, cu cât de puțin, măcar cât de puțin? Un euro, tot e înainte. un Așa dois, este. Tot e înainte, cât de puțin, cât de puțin. Doamna Ludmila, vă mulțumesc din tot sufletul. Și nu plângeți, trebuie să plângeți de bucurie. Da, nu te dau jos, să că înainte cum este. Așa e. Eu vă mulțumesc din tot sufletul și sper că cei care ne privesc o să vă o mână de ajutor. vă mulțumesc, aveți grijă de Mariana în continuare. Le mulțumesc și celor care ne privesc, chiar dacă doriți să întindeți o mână de ajutor doamnei Ludmila, Ficii ei, Mariana. Îi puteți găsi, le puteți găsi la numărul de telefon. Eu vă doresc mai bine, aveți grijă de voi și de cei dragi.